În Bucovina, în localitatea Moldovița, locuiesc huțulii sau huțanii, despre care Eminescu spunea că sunt daci slavizați. Huțulii sunt un amestec de români, daci și germanici, slavizați în ultimele secole, inițial nu erau slavi. Iar ei sunt frați, ei sunt practic o ramură românească, dar mai puțin românizată, ca să zic așa. Ei constituie o populație foarte veche, celto, de fapt la origine era o populație traco-celto-germanică, care s-a românizat în parte și în vocabularul husul până astăzi există o mulțime de cuvinte românești și de forme gramaticale românești, nu slave. Ei întotdeauna s-au considerat frați cu românii. Pentru huțuli, vopsirea și împodobirea cu tot felul de motive a ouălor de Paști se numește închistrire. Maestră a acestei tehnici și creatoare a încă 15 modalități de lucru este Lucia Condrea, fică a Moldoviței. A deprins acest meșteșug de la bunici și de la mătușa sa Elena Bujulec. În 1993 expune pentru prima dată în România 4 din cele 15 tehnici de lucru în cadrul Congresului Interbalcanic al Femeilor Artist. Așa urma să înceapă cariera internațională a acestei românce talentate. În ultimii 26 de ani a participat la 137 de expoziții internaționale în 11 țări. Adunând o mulțime de piese, Lucia Condrea și familia sa inaugurează în 2007 un muzeu inedit, Muzeul Ouălor, care îi poartă numele. Colecția cuprinde 11.000 de exponate organizate în trei secțiuni, lucrările unicate ale doamnei Condrea, ouă încondeiate foarte vechi adunate din satele huțule, unele dintre acestea cu o vechime de peste 100 de ani, și o colecție internațională alcătuită din exponate primite de la artiști din Breaslă din 56 de țări. Meritul deosebit al acestei inițiative a fost și rămâne salvarea de la uitare a tradiției artistice huțule. Nenumărate personalități de seamă ale României și din străinătate au călcat cu uimire și admirație pragul acestui muzeu. O fecioară, tu ai să naște Mesia, ajutor, Maică Fecioară. Creștinii așteaptă cu nerăbdare mesele îmbelșugate de Paști, când toată familia se înfruptă cu poftă din bucatele tradiționale pregătite de doamna casei. Ouă roșii, pască, drop de miel stufat, cozonac, precum și sfântul borș cu leuștean, fără de care nu există masă la români. Dar câtă trudă, cât freamăt, cât talent se pune la bătaie în gătirea acestor preparate! De departe, cel mai laborios este cozonacul. Nu este o invenție românească, dar a intrat de mult în tradițiile noastre. Cozonaci fac și bulgarii și grecii, italienii, ucrainienii, rușii, belarușii și armenii. Preparat după rețete diverse, cozonacul despre care lingvistul Lazar Șăineanu spunea la începutul secolului 20 că este o pâine dulce frământată cu unt și ou. Astăzi este desertul preferat și al altor națiuni, printre care Germania, Ungaria și Franța. În copilăria mea, multă vreme, noi aveam prieteni în Basarabia și ei ne trimiteau niște cozonaci absolut fabuloși. Când veneau cutiile astea cu cozonaci, eram de-a dreptul fericiți. A trecut timpul, eu am crescut, noi am continuat obiceiul să facem acești cozonaci. Ei bine, să știți că îi făceam. Și îi făceam după rețeta lui Păstorel Teodoreanu, care era foarte generoasă. La un kilogram de făină se puneau 100 de ouă. Și asta făcea să crească cozonacul acela nemaipomenit. Doar că până să arate minunat pe tavă în sufragerie, trebuia frământat. Și asta îmi revenea mie și mi-aduc aminte, au trecut zeci de ani de atunci, eu trebuia să frământ, mama lângă mine, te rog să mai frămânți, te rog, nu că e gata, nu e gata, până nu se desprindea de pe lighean. Și pe urmă era pus la crescut. Numai că această cocă fabuloasă, să știți că creștea așa de repede și de mult, încât putea să dea peste margini. Și atunci ce făcea? Să deschidea ușa, să vină puțin aer rece, ca aluatul să se cumințească, să stea liniștit. Și pe urmă, sigur, se făcea cozonacul, se punea la cuptor.
Dar în momentul când ieșea din cuptor, în casă trebuia să fie liniște. Atât de multă liniște că se întrerupea și telefonul. Pentru că acesta a luat fierbinte. Dacă era confruntat cu zgomotul, se lăsa. Și încet, încet, pâș-pâș, cozonacii erau scoși, se acopereau cu o pânză curată sau cu un pergament și se puneau în cămară și țineau 3 săptămâni, minunat, ca și cum aș fi fost scoși cu 2 ore înainte din cuptor. Și pentru mine, când spun Paști, mă gândesc la acești cozonaci, mi-i doresc, evident că acum nu apuc să-i mai fac, dar e o amintire frumoasă din tinerețe. Dați seama, dacă coca aia a luat-o ăla copt, cozonacul este sensibil la zgomot, ce să mai vorbim despre oameni? Oamenii sunt foarte sensibili la zgomot, dar nu-și dau seama, știți, dacă doctorii ar fi mai ascultați, mai ales bărbații ar putea să fie foarte impresionați. Se pare că e o legătură între această noxă auditivă, adică zgomotul ăsta infernal în care trăim noi, și potență. Ori, vă dați seama că dincolo de strada zgomotoasă, de serviciu zgomotos, de tot ce ne înconjoară, mai fabricăm și noi. Câte mașini circulă prin București și de pe geamurile lor răsună o muzică infernală doar când îți trece pe la urechi, dar cel care e în mașină și care o provoacă. Ioana Lătărețu, nora Mariei Lătărețu, îngrijește cu drag de memoria măicuței sale, așa cum îi place să o alinte pe soacra sa, chiar și acum, la 47 de ani după plecarea acesteia într-o nemurire. Este neobosită în a ține vie memoria celei care a fost numită privighetoarea Gorjului, o voce deosebită dublată de o pasiune pentru folclorul autentic, la care se adaugă talentul compoziției. Până și rețeta de cozonac a interpretei de muzică populară a făcut înconjurul lumii datorită mărinimiei nurorii sale. Totul este frământatul. Asta este, cantitățile vi le pot da, 1 kilogram de făină, se pune într-un bol, în mijlocul lui se face o gropiță unde se rade coaja de lămâie. Acolo se pune laptele călduț, 400 de mililitri de lapte călduț, 50 de grame de drojdie de bere și se amestecă cu o lingură. Se face laptele acela cenușiu de la drojdie și se pune în gropița din bolul acela. Cu o lingură, tot ce s-a creat acolo, o ciulama, se bate foarte bine cu lingura. După care se pun ouăle. Ouăle sunt 6 ouă la kilogramul de făină, 4 gălbenușuri și 2 ouă întregi, presărate cu un praf de sare, o linguriță este rasă de sare, mai întărește și culoarea oului, îl face mai intens galben, se amestecă bine, înghite toată această făină și când ea este înghițită, se pune grăsimea. Grăsimea este dintr-o 100 de mililitri de ulei, floarea soarelui, nu altceva, și 50 de grame de unt, topite pe foc, călduțe, totul ca la bebeluș. Și laptele și grăsimea încercat cu degetul să nu frigă. Se pune de 2 ori din această grăsime peste cocă și se începe frământatul. Aici este secretul. Se începe frământatul. În momentul când prima parte de grăsime ne-a înghițit-o, venim și cu a doua. Se spune în termen popular să nu pui mult odată că neci coca în grăsime. Și frămânți până s-a terminat toată grăsimea. Și ei l-a frământat. În ce constă frământatul? Se frământă cu pumnul. Cu pumnul în formă de plic. Aici este secretul. Sus, jos, jos, sus, stânga, dreapta, dreapta, stânga. Și bine, bine frământat cu pumnul. Cât timp?
cam jumătate de oră. Se vede că este frământatul bine făcut, pentru că aluatul nu se mai prinde de palmă. Palma rămâne curată și continuăm luat într-un singur sens. Numai așa, ca și la chec. Sus, jos, sus, jos și din când în când îl mai și pălmuim, îi mai dăm și câteva palme. Când încă o dată constatăm că el nu se mai prinde, nici de aluatul nu se mai prinde de marginea bolului și după palmă, îl lăsăm. Asta este. Totul durează cam jumătate de oră de frământat. Se presară făină să nu prindă coaje, îl acoperim cu o față de masă, de bumbac, nu din plastic, că se poate crea, exudează, se face un abur între coca călduță și fața de masă, din bumbac. Avem o față de masă specială, îl acoperim. În momentul când și-a dublat volumul, este bun de pus în formă. Forma unsă cu grăsime, iar acum, cum se poartă hârtia de copt, se pune hârtie de copt și din acest kilogram de făină îl împărțim în două. Ies doi cozonaci. Grație zeului comerț, au intrat în atitudinea românilor de sărbători o sumedenie de simboluri care aparțin unor culturi străine de spiritul și de credința românească. Nimeni nu se gândește în mod serios să-și bată joc de nemți, pentru că la festivalurile lor merg cu pantalonii trei sferturi și cu bretelele care le sunt tradiționale. Însă de multe ori am văzut oameni foarte agresivi față de românii care poartă haine naționale. E un lucru rușinos și tipic. Foarte tipic pentru noi. La fel este și cu diferitele noastre tradiții. Tradiții pe care străinii le văd ca fiind cutremurător de frumoase și de profunde și pe care la noi este la modă să le disprețuiești și să le înlocuiești cu tot felul de chestii străine. Chiar dacă și pentru străini lucrurile respective sunt strict mercantile și ei înșiși le disprețuiesc într-o anumită măsură pentru că știu că sunt chestii de marketing. Suntem în aceeași situație și cu iepurașul de Paști și cu tot felul de lucruri de genul acesta care apar și de Crăciun și așa mai departe, cu tot felul de sărbători care sunt, n-au nicio legătură cu tradiția noastră, dar care, mă rog, sunt promovate pentru că, repet, pot să ducă la vânzări. Dar crește vânzarea, e bun. E o gândire extraordinar de materialistă, extraordinar de lipsită de spiritualitate, de decadentă și foarte comunistă. Pentru că comunismul și în special marxismul mergeau pe ideea că omul este un instrument de producție și că valoarea omului este dată de capacitatea lui de producție. Deci totul era judecat prin prisma eficienței economice în marxism. Și gândirea actuală este o gândire foarte marxistă, pentru că nu mai judecă lucrurile după valoarea lor spirituală, după valoarea lor duhovnicească, după valoarea lor culturală, ci numai după valoarea lor materială. Inclusiv cultura e judecată prin această prismă. Cărțile, filmele, totul e judecat pe temeiul câți bani aduce. Nu pe valoarea pe care o are și pe valoarea pe care o dă lumii. E o problemă gigantică. Întâi aprilie 1941, prima zi de Paști. Un sat din Bucovina, Fântâna Albă, este teatrul unor crime abominabile. Mii de români au fost uciși mișelește. Singura lor vină erau români. Este unul dintre cele mai tragice și de neconceput momente ale istoriei recente a României. Masacrul de la Fântâna Albă, de la 1 aprilie, este numai un caz. Este un act din perioada ocupării Bucovinei de Nord. Sovieticii au răspândit zvonul că îi vor lăsa pe românii care vor să treacă în România, să iasă de sub ocupația sovietică, care tocmai se instaurase,
și să treacă în România. Românii au crezut și au mers sate întregi, unele date vorbesc despre 10.000 de oameni, altele vorbesc despre 4.000 de oameni. Unele surse sovietice recunosc că au omorât 3.000 de oameni, altele nu vor să recunoască nici măcar 1.000. Adevărul este că foarte clar că au fost mii, că au fost 4.000, că au fost 10.000, 12.000, nu știm exact, dar au fost mii de oameni, bărbați, femei, copii, mai ales femei și copii. Pentru că mulți dintre bărbați erau pe front, de bază erau femeile, copiii, bătrânii. Asta este, știți, populația de deosebire între emigranți și refugiați. Refugiații, de obicei, sunt cei mai vulnerabili. Femei, copii, bătrâni și alte persoane de acest fel. Și acolo majoritatea era formată din femei, copii, bătrâni, care au zis, mergem în România până se lămuresc lucrurile. Că ei sperau că foarte repede se va reface România și va fi eliberat Nordul. În zona aproape de frontieră, noua frontieră stabilită de sovietici, au fost așteptați de mitraliere. Nu li s-a cerut să se întoarcă. Nu au fost întrebați nimic. Pur și simplu a început să se tragă în ei. După ce s-a tras și s-au risipit destul de mult ca să nu mai fie eficient trasul cu mitraliera, cavaleria rusească a pornit după ei și au fost omorâți cu baioneta, cu sabia, cu împușcături, peste tot. Adunați, mulți dintre ei nu erau propriu-zis omorâți, erau numai răniți, au fost îngropați de vii, cei care mai trăiau, la un loc cu morți, în gropile comune de acolo, de la Fântâna Albă. Familia pe parte maternă a doamnei istoric Georgeta Filiti a fost o apropiată a monarhilor din casa de Hohenzollern, venind în România din Croația, la invitația regelui Carol I. Copila de atunci a păstrat amintiri foarte frumoase peste timp despre obiceiurile și tradițiile regale din preajma Paștelui. Știți că Paștele totdeauna a fost o sărbătoare foarte respectată la curtea regală în vremea lui Carol I. Pentru că omul acesta a venit într-o țară străină, când a pășit pe teritoriul ei, a spus voi fi bun român și așa a fost, adică a acceptat și a însușit și a cultivat obiceiurile noastre. Cu alte cuvinte, dusul la biserică, observarea tuturor acestor ritualuri de Paște, de Crăciun, de marile sărbători religioase. Și lucrul a continuat în vremea regelui Ferdinand și a reginei Maria. Să nu uităm că regina Maria venea jumătate din familia rusă, țaristă, familie ortodoxă prin excelență. Și atunci și mesele acestea aveau un fast deosebit. Precumpănitor era evident invitată familia, pentru că o regulă nescrisă cere totuși ca la Paști, de obicei, să fie familia într-un sens mai restrâns, dacă vreți, și poate câțiva apropiați. Adică este o prietenă care a rămas văduvă, un domn care a rămas văduv, mai puțin. E totuși destul de restrânsă masa. Da, sigur că la familia regală ce însemna masă restrânsă? Nu puteai să o faci cu 4 sau cu 6 persoane. Evident că erau 48, uneori 60, puteau să ajungă și la 100 de membri. Dar ei mai făceau un lucru care poate rămâne amintitor peste ani, multora, și anume cadourile care se făceau cu ocazia Paștelui. Și regina Maria are și în jurnalul ei și sunt și mărturii ale celor din jurul ei legate de aceste obiecte pe care avea grijă de Paști să le ofere celor, ceea ce ea numea, din casa ei. Dar nu erau numai din casa ei, erau persoane cu care ea venea în contact, era extrem de prietenoasă, de afectoasă și atunci îi făcea plăcere să facă plăcere. Și asta însemna că îți trimitea un evantai, îți trimitea o blăniță, o broșă, o carte,
un creion într-un etui frumos, nu erau lucruri de foarte mare valoare, dar erau de la ea. Și îmi aduc aminte că familia mea maternă, foarte legată de familia regală, a păstrat multă vreme asemenea obiecte. Poate că obiectul cel mai spectacular, nu știu însă să vă spun dacă l-au primit de Paști sau cu alt prilej, a fost un samovar.